Stimați invitați, stimați colegi și alumni, dragi studenți, vă mulțumesc și dumneavoastră, celor care ați venit la această adunare, pentru a sărbători cu bucurie și emoție un moment important din istoria Facultății de Litere, instituție indisolubil legată de destinul culturii române și angajată de un veac și jumătate în formarea spirituală a nenumărate generații de studenți. De altfel, acest moment vine după un moment pe care l-am avut la Facultatea de Litere, un moment solemn, acela al dezvelirii unei plăci aniversare. La medicină erau 40 pe un loc, la arte plastice 40 pe un loc, iar la filologie doar 8. Și m-am gândit, 7 din 8 tot îi bat. Dar la 40 nu știu dacă iau, așa că m-am hotărât la filologie și am dat examen. Păi m-am mai apropiat, am mai lăsat să treacă, nu prea mă găseam pe listă. M-am apropiat și mai tare, tot nu mă găseam pe listă. Și până la urmă am auzit o voce pe care am identificat-o ulterior, un poet important de altfel al generației 80. Bă, cine e aia Comănescu care a luat prima? Și atunci m-am uitat și eu sus de tot și am văzut că intrase în prima. Le spun studenților mei că sunt un om fericit, cel puțin profesional. În sensul că fac parte din acea categorie minoritară de oameni care fac și au făcut ceea ce și-au dorit să facă. Era biblioteca asta minunată, plină de studenți, la cămin stăteau niște fete, căminul de fete, separat de căminul de băieți, niște fete extraordinare care ascultau muzică, grozave, la muzică clasică până la Pink Floyd și ce mai ascultam noi pe vremea aceea, se citea neștire, adică, nu știu, o carte pe zi, o carte la două zile. Pe de altă parte, această reinventare mi se pare a fi foarte utilă și de fiecare dată când mă gândesc la reinventare, mă gândesc că cea mai simplă definiție a inteligenței este aceea de a te adapta mereu situațiilor noi. Iar Facultatea de Litere trebuie gândită mereu ca un soi de palimpsest. Sunt aici straturi de istorie care se așează unele peste altele, straturi de devenire, povești ascunse în alveolile acestor straturi cu chipuri de oameni diferiți, dar care fiecare are o voce și o identitate și o poveste care merită să fie spusă și auzită. Eu cred că niciunul dintre noi nu va trăda vreodată Facultatea de Litere, care a fost esențială în viața și dezvoltarea fiecăruia dintre noi.